mai apucăm pensia. Noi când am la 65 de ani... Specialii. Apucă specialii, da. Asta e cu totul altceva. Băgăcile astea mai au vreo utilitate pe aici? Da. Cum să nu? Aici stau oamenii de la... Aici se schimbă oamenii aici. Cum să... Cum să... E vestiarul oamenilor, aici mănâncă, aici. Aici e alunerii. Agenție se cuși de la Bunicolea. Radu Miruță, mă numesc. Deci, vedeți cine va da voie să filmați aici. Din momentul de față nu aveți voie să filmați din ordinul lui domnul director. Lasă, domnule, domnule, unitatea lui domnul director. Care este ordinul domnului director, David? Nu ne-a dat ordin ca să nu mai filmați. În baza a ce? Deci nu aveți voie să filmați în... Unde este menționat? Că eu am trecut, m-am uitat dacă este scris undeva că e interzis. Nu este nicăieri scris că e interzis pentru un om de rând. Da, șefa. Domnul director ar putea să se lupte pentru ca oamenii să-și primească drepturile, nu să urle că arată ce se întâmplă. Domnul director. Dar nu vreți dumneavoastră să sunați la Ministerul Energiei, la Ministerul Muncii, la șefii politici, să le spuneți conducătorilor că oamenii ăștia au o nedreptate? Dar de ce nu sunați? Că veniți la Gârbovă, cu primarul Ciubega, cu Ministrul Energiei. Deci atunci cum adică? Noi suntem de acolo, vă vedem în față, când faceți chefuri. Cu domnul Virgil Popescu, cum ați făcut atâtea chefuri, datorită nouă. Și au făcut averi colosale care au și pentru copii și nepoții nepoților lor. Datorită nouă, o duc bine. Să fie sănătos și să bucure de el. Dar să ne lasă și pe noi să mai trăim și noi anii ăștia care mai avem puțin. Nouă ne dau bani copiii noștri care au plecat din România.